Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Din cartea Apocalipsa, de la capitolul 3, numele bisericii dumneavoastră este Filadelfia și aș vrea să împărtășim câteva gânduri binecuvântate despre cele patru uși, cele patru uși spirituale din Filadelfia. Dacă o să ne uităm, fraților și surori, la textul biblic din Apocalipsa, o să observăm că Filadelfia este biserica fidelă, biserica ce a slujit cu fidelitate, cu credincioșie pe stăpânul ei, pe Domnul Iisus Hristos, care de fapt scrie aceste șapte scrisori către cele șapte biserici din Asia Mică. O să observăm un lucru interesant și anume, îngerului bisericii din Filadelfia scriei: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu închide, cel ce închide și nimeni nu deschide. Vedeți, aici avem deja prima ușă spirituală și anume este Iisus Hristos, Domnul nostru, Domnul slavei, lăudat să fie El. Fraților și surorilor, dintre cei șapte de eu sunt din cartea Ioan, unul dintre cei șapte de eu sunt este acesta. Și Domnul Hristos a spus foarte clar: eu sunt ușa. Hristos este ușa mântuirii, ușa slavei. Lăudat să fie Domnul nostru. Uitați-vă, fraților și surori, versetul 7 ne aduce în prim plan această ușă binecuvântată care este stăpânul bisericii din Filadelfia și cred că este și stăpânul nostru, al fiecăruia. Este Iisus Hristos, Domnul nostru. Uitați-vă ce spune aici. Odată, și citim versetul 7 și aș vrea să mergem cronologic pe textul biblic. Îngerului bisericii din Filadelfia scriei. Aici nu se referă Biblia la un înger ceresc, ci se referă la un supraveghetor, adică la păstorul bisericii din Filadelfia. Chiar dacă textul biblic îl numește Angelos, Angelos era un termen care desemna atât un cârmuitor omenesc, pământesc, adică aici este păstorul bisericii, cât și un înger al lui Dumnezeu din cer. Putea termenul acesta fi aplicat la ambele categorii. Dar uitați-vă, întrebarea este, cine era îngerul bisericii din Filadelfia? Pentru că așa începe versetul 7. Normal, spuneam, era un om, dar nu cunoaștem numele lui real, nu-l cunoaștem. Și atunci ce nu cunoaștem, trecem peste, știe Domnul și vom ști și noi într-o zi. Dar uitați-vă ce e foarte important, spuneam, prima ușă spirituală din Apocalipsa. Iată ce zice cel sfânt. Iată ce zice cel sfânt. Cine vorbește aici? Aici vorbește, fraților și surori, cel sfânt. Și să știți că el nu este numai de trei ori sfânt. Noi de multe ori vorbim, uitați-vă în Apocalipsa 4 cu 8, cum scrie aici. Fiecare din cele patru făpturi vii avea ochi de jur împrejur și pe dinăuntru, zi și noapte, ziceau fără încetare: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. De ce aici apare de trei ori cuvântul sfânt? Pentru că, uitați-vă, completează textul nostru. Dumnezeu era sfânt, Dumnezeu este sfânt și când vine, vine cel sfânt și îl vor vedea cei care l-au străpuns. Deci la trecut, prezent și viitor, Dumnezeu este sfânt, dar el nu este de trei ori sfânt, el este infinit în sfințenia lui. Și precum cel care v-a chemat pe voi este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Doamne, ajută-ne la aceasta! Fraților, aici în textul nostru descoperim pe cel care este ușa și căruia textul nostru îi dă acest apelativ, acest nume, cel sfânt. Al doilea lucru, uitați-vă ce spune aici, cel adevărat, cel adevărat.
La ce se referă cuvântul sfânt când Domnul vorbește aici și spune cel adevărat? Cel adevărat, fraților și surori, de fapt este profetul lui Dumnezeu. 1 Ioan capitolul 5 cu 20. Aici vorbește despre acest oficiu. Hristos este cel adevărat. Uitați-vă! Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Cine este acesta? Iisus Hristos, Domnul nostru. El este adevărul lui Dumnezeu. Dacă vreți, putem să o luăm și să vorbim, că nu greșim. Și Biblia vorbește despre oficiile lui Hristos. Au avut cel puțin trei oficii. Trei ungeri le-a avut Hristos. Ungerea de preot, de aceea numește cel sfânt, Exodul 15 cu 11, o altă traducere, slăvit în sfințenie, așa este tradus acolo. Dar el este și profetul, adică cel adevărat, cel care poate să se uite la tine și să-ți spună tot ceea ce ai în suflet, tot ceea ce ai în inimă. Acesta este cel care vorbește aici, bisericii din Filadelfia. Slăvit să fie numele Lui. Credem noi că Domnul cunoaște tainele inimii noastre? Eram în urmă cu mai mult timp, cu câțiva ani, într-o discuție cu un frate, cu Cornel Avram, și vorbeam și l-am întrebat dacă a fost adevărat și mi-a confirmat. Da, zice, tata a fost și a vorbit cu Ceaușescu, l-a trimis Duhul Sfânt. Și după ce s-a dus și i-a spus ceea ce avea din partea Domnului, i-a dat și un semn. Și după ce a dat semnul acesta, Ceaușescu a fost impresionat. Avionul lui a luat foc. Ăsta era semnul. A fost așa de impresionat încât i-a trimis bătrânului Adam Avram, acolo la Lemniu, în județul Sălaj, o mașină, un Aro IMS, cum era atunci, în care a trimis mașină de spălat, frigider, aragaz, toate erau noi. Și oamenii care le duceau, vorbeau între ei pe drum și spuneau, mă, dar ce are Ceaușescu cu omul ăsta de la țară, cu omul ăsta neînsemnat? Păi noi avem numele pe listă acolo și nouă nu ne dă. De atâta timp așteptăm, nouă nu ne dă. La omul ăsta îi trimite. Cine e omul ăsta? Ce are cu el Ceaușescu? Și vorbeau pe drum. Și când au ajuns în fața curții, fratele Adam Avram a ieșit afară, fratele s-a uitat la ei și a zis, mă băieți, ce ați vorbit despre mine pe drum? Că eu știu tot. S-au speriat. Au zis, hai să ieșim să fugim, mă, că ne-a trăznit. Hai să plecăm. S-au speriat. Bătrânul știa ce au vorbit între ei pe drum, dar oare nu știe cu mult mai mult Hristos, Domnul, tot ce ai gândit, tot ce ai vorbit, tot ce ai făcut, El știe totul despre noi, să știți. El știe adresa ta, El știe identitatea ta, știe numele, știe vârsta, știe familia, știe trecutul, știe prezentul, știe viitorul. El știe totul despre noi. El este adevărul lui Dumnezeu, El este profetul lui Dumnezeu. Uitați-vă cine vorbește aici. Apoi un al treilea nume pe care îl dă Biblia aici la, în dreptul lui Hristos, în dreptul stăpânului care vorbește, cel ce ține cheia lui David, nu zice o cheie, cel ce ține cheia lui David, Isaia 22 cu 22 vorbește despre cheia lui David. Aici îl avem pe unul care are cheia, fraților, nu degeaba e numit ușa. Să știți, este așa de mare mângâiere pentru noi când știm că venim la El și Domnul nostru Iisus Hristos pronunță din nou în dreptul nostru cuvintele minunate care au salvat atâția oameni din depresie, din deznădejde, din cădere. Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Era anul 1840 și ceva și o femeie cu numele de Charlotte Elliot era disperată, era o cântăreață de muzică din lume, cânta în lume
Și era disperată pentru că în mintea ei nu știa și se lupta cu gândul. Dacă Dumnezeu pe mine m-a predestinat, vedeți, predestinarea asta le-a dat multora dureri mari de cap, nopți fără somn și așa mai departe. Femeia asta era frământată și spunea, dacă m-a predestinat Dumnezeu iadului, dacă mă voi duce în iad, dacă mă voi pierde, dacă Dumnezeu n-a acceptat și n-a vrut ca eu să fiu mântuită. Și s-a dus femeia asta simplă, femeia asta în simplitatea ei, în copilăria ei, Dumnezeu a ascultat-o, în rugăciunea ei sinceră a ascultat-o Dumnezeu. Și s-a dus într-o biserică undeva, era un bătrânel la amvon. Și bătrânul ăsta predica și când a văzut-o pe ultima bancă s-a oprit din predică și a zis, ascultă tu care zici așa că Dumnezeu poate nu vrea să te primească și te trimite în altă parte decât în rai. Îți adresez un cuvânt, știi care e cuvântul acesta? Pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, zice Domnul. Și s-a oprit bătrânelul și a mai repetat odată și apoi și-a continuat predica. Femeia asta a fost străpunsă de puterea cuvântului lui Dumnezeu, fraților, să știți că Biblia are putere. Fratele Tanța din Cluj, când au vrut să-l aresteze, le-a strigat la milițieni, mă, nu vă apropiați de mine că am armă. S-au speriat, s-au ascuns, ce scoate arma și pune-o jos pe caldarâm, pune-o jos pe șosea. Și-au scos Noul Testament, zice, ăsta e pistol, zice, ăsta e pistolul, l-au pus jos. S-o confiscăm, ziceam acasă mitralieră, asta era Biblia. S-o luăm și pe aia. Nu contează, zice. O am aici, în inimă, pe asta nu mai puteți să mi-o luați. Cuvântul lui Dumnezeu, să știți, e o armă puternică. Femeia asta care l-a ascultat pe Domnul prin bătrânul care predica, a ieșit afară și a plâns cu amar ca și Petru. Și în plânsul ei a compus că Duhul Sfânt i-a dat cântarea aceea pe care o cântăm și noi de multe ori la cina Domnului și bine ar fi să o cântăm toată ziua acasă pentru că are o mare încărcătură spirituală. Așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spal în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, slăvit să fie Domnul! Vedeți, îl avem aici, pe cel care ține cheia lui David, pe cel care este ușa, nu o cheie, orice cheie, ci acest om și Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul nostru, are cheia lui David. Ce înseamnă asta? E cheia împărăției și cheia iadului, dacă vreți. Cheia asta potrivește oriunde, pentru că El este stăpânul. El s-a dus și a dat drumul celor robiți de păcat, de diavolul. A deschis ușile iadului pe păcătoși, i-a scos de acolo și l-a lăsat pe diavolul singur, pentru că diavolul va fi chinuit, dar și oamenii care nu ascultă de Evanghelie vor fi chinuiți în vecii vecilor. Și când s-a uitat Domnul Hristos, cel care ține cheia lui David, când s-a uitat la Petru, i-a spus, Petre, ție nu-ți dau cheile iadului, numai cheile împărăției. Vedeți, fraților, noi nu putem să aruncăm pe nimeni în iad. Tu n-ai drept să spui despre cineva că e pierdut, că se duce. Nu, n-ai dreptul ăsta. Dumnezeu nu ți l-a dat. Dumnezeu ți-a dat o singură cheie. Cheia împărăției cerului sau cheile împărăției cerurilor. Așa că, fraților și surori, prin rugăciune să deschidem împărăția cerurilor și să rugăm pe Dumnezeu să mai primească acolo oameni. Sunt între noi oameni, sunt copiii noștri. Cum n-am dorit noi să nu fie copiii noștri mântuiți? Niciodată nu dorim să nu fie mântuiți. Noi dorim din toată inima copiii noștri să intre în împărăția cerurilor. Și dorim ca ei să-L cunoască pe Iisus, să cunoască sângele salvării, să cunoască jertfa de la Calvar, să cunoască puterile veacului viitor, să-i boteze Domnul cu Duhul Sfânt, să-i cerceteze Domnul, să le dea daruri, să le dea slujbe, asta o dorim din toată inima. Dar cea mai mare dorință este ca noi și casa noastră să fim într-o zi mântuiți în casa lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Vedeți, ne uităm aici. Și textul nostru ne arată multe lucruri.
Și aici îl vedem pe Domnul Hristos cu autoritate, cheia este a lui David. David era împărat, Hristos Domnul era fiul lui David. Și atunci aici îl avem pe el în oficiul lui de rege. Preot, că e cel sfânt, profet, că e cel adevărat, rege, că este cel care ține cheia lui David. Minunat, minunat. Și asta este ușa care stă înaintea noastră, stă înaintea ta și te întreabă ce faci, ce faci. Vrei să te împaci cu mine sau nu vrei să te împaci cu mine? Pentru că, vedeți, Domnul Hristos spunea, a avut trei oficii. Ei, fraților și surori, ca profet, El a venit să ne salveze de mintea întunecată, de ignoranța păcatului. Asta a făcut-o Hristos ca profet al lui Dumnezeu și o face. Oamenii umblă în întunecimea minților blestemate, dar atunci când se apropie de jertfa din Calvar, când se apropie de Evanghelie, Hristos Domnul îi salvează de minte întunecată, de ignoranța, de neștiința păcatului. Slăvit să fie Domnul! Apoi, în al doilea rând, spuneam, Hristos Domnul este preot. Și ca preot El vine să te salveze de vina păcatului. Ai păcătuit, ai păcătuit, ai păcătuit, spuneam și în altă parte. Dacă într-o zi faci numai 10 păcate, dar de multe ori face mai mult, cu vorba, cu gândul, cu fapta, dar numai 10 să faci pe zi, într-un an ai 3650 de păcate, în 10 ani ai undeva la 40.000 de păcate, dar oameni care trăiesc 100 de ani, 400.000 de păcate și ăsta e minimum pe care îl vorbesc. Că sunt oameni care au milioane de păcate și ce faci tu cu milioanele astea de păcate? Trebuie să vii la preotul lui Dumnezeu, la cel sfânt ca să te sfințească. Tu nu te poți sfinți singur, dar a coborât din cer cel sfânt, sfântul sfinților și a dat sângele lui în locul sângelui tău, viața lui în locul morții tale, trupul lui în locul trupului tău păcătos. Mintea lui, fraților și surori, n-a păcătuit niciodată, inima lui, trupul lui, ființa lui n-a păcătuit niciodată și el a fost străpuns pentru noi, pentru păcatele noastre, pentru ca noi prin el să fim mântuiți și salvați, slăvit să fie Domnul. Și ne uităm la rege, la Hristos ca rege, el a venit să ne salveze și de puterea păcatului. Am observat și am văzut lucrul acesta. Tineri care s-au dus și s-au mărturisit înaintea Domnului, teoretic, înainte de botezul în apă. Și eu am fost unul din aceștia. Dar în momentul când a coborât Duhul Sfânt de la Rusalii peste mine și peste alții și peste alții, a venit din partea lui Dumnezeu o dublă, o triplă putere și am putut să rezist păcatului. De ce? A venit regele în viața mea și regele a poruncit păcatului să plece și mie mi-a poruncit să fiu tare în Hristos, că eram slab, slăvit să fie marele nostru rege. Vedeți, îl observăm pe Hristos aici, în Apocalipsa, în capitolul 3, vorbind bisericii din Filadelfia și El este stăpânul, El este cel sfânt, El este cel adevărat, El este cel ce ține cheia lui David. Dar ce putem să vorbim noi despre Filadelfia? Filadelfia înseamnă dragoste de frate. Dragoste de frate. În versetul 9, uitați-vă ce spune aici, în versetul 9, de fapt se reia tema, cuvântul Filadelfia, și spune, iată că îi voi face să vină să se întine la picioarele tale și să știe că te-am iubit, te-am iubit. Dragoste de frate a avut și are Hristos pentru fiecare dintre noi. El este fratele din cer care vine în Filadelfia, în Paris și vrea să binecuvinteze pe fiecare. Uitați-vă tot aici, în dreptul bisericii din Filadelfia, versetul 8. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă, uitați-vă, e a doua ușă din textul nostru, prima ușă, deja am vorbit despre ea, este Iisus Hristos, este preotul, este profetul, este regele, El este prima ușă care stă în fața noastră și vrea să-ți dea biruință, vrea să-ți dea iertare, dar uitați-vă ușa numărul 2, versetul 8, știu faptele tale.
iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. De ce? Căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. De ce vorbește aici, versetul 8, despre această ușă deschisă pe care eu am numit-o ușa biruinței? Tu nu poți. Și de multe ori dau exemplul acesta la tineri. Eram copil și am citit o carte de minciuni. Cartea cu baronul acela din Germania, care cădea printre alte minciuni ce era acolo, copiii le cred unii. Eu nu le-am crezut, eram destul de mărișor când am citit cartea. Printre altele, ci că el cădea într-o mlaștină și se scotea de păr afară, uite așa, se scotea, se punea pe mal și era foarte fericit că o scăpa de mlaștină. Noi nu putem face lucrul acesta, fraților. Noi am fost căzuți în groapa pieirii, în fundul mocirlei. Cum să te scoți tu singur de acolo? N-ai nici scară, n-ai nici frânghie, n-ai nici putere, ești aproape mort. Uitați-vă ce spune în Ezechiel, am trecut pe lângă tine, spune acolo Domnul, și erai aruncată pe câmp, la nimeni nu i-a fost milă de tine, erai aruncată acolo pe câmp și oamenii au zis, mori, mori, că trebuie să mori, ești aruncat deoparte, asta e istoria mea și istoria ta. Fără putere, fără vlagă, fără har din partea oamenilor, dar cu mare har înaintea lui Dumnezeu. Zice, am trecut pe lângă tine și când te-am văzut așa de rău acolo și așa de mizerabil și stăteai în sângele tău, mi-am întins peste tine haina mea, asta a făcut-o Domnul cu fiecare dintre noi. A venit cu haina mântuirii și a întins-o peste tine când erai acolo. Nimănui nu-i păsa de tine, pe nimeni nu-l interesa de tine, nimeni n-avea milă de tine, dar a venit din cer Marele Iisus Hristos și a avut milă de noi, lăudat să fie El. Fraților, nu-i mare minune aceasta? Fără vlagă, fără putere, și uitați-vă ce spune versetul 8, ți-am pus înainte, pe lângă că te-am salvat și te-am iertat și te-am pus cu picioarele pe stâncă și ți-am pus în gură cântare nouă. Tu ai puțină putere și cred că și aici la voi atâtea probleme, am văzut atâtea cauze, atâtea dureri înaintea lui Dumnezeu, atâtea mame care strigă, Doamne, rezolvă-mi problema copiilor mei, atâția tați care își doresc din toată inima ca Domnul să intervină și n-avem putere, noi ca oameni n-avem putere, dar slăvit să fie Domnul că puterea este la El, El este Cel Atotputernic, fraților. El n-are numai o putere mare, are o putere nemărginită, fraților, nemărginită, lăudat să fie Domnul nostru. Și ne uităm aici la ușa numărul 2, ușa biruinței. De ce vorbește Domnul? Vedeți, de multe ori când Domnul ia și vorbește aici în Apocalipsa și nu numai în Apocalipsa, așa de mult s-a coborât Dumnezeu în înțelepciunea Lui la nivelul nostru ca să înțelegem. Pildele în general din Evanghelie au fost spuse pentru agricultori, pentru oameni de rând, pentru pescari, pentru că era la nivelul lor de înțelegere. Uitați-vă aici în scrisoare adresată Filadelfiei. Filadelfie, spuneam, înseamnă dragoste de frate. Dragoste de frate. Atalus al doilea a avut războaie cu Eumenes și s-au împăcat. Și în urma împăcărilor au pus numele unei cetăți, Filadelfia, dragoste de frate. Dar numele acestei cetăți s-a schimbat de vreo 3 ori și până la urmă iarăși a ajuns Filadelfia. Dar uitați-vă ce e foarte important, pentru că aici vorbim despre ușa biruinței, versetul 8. Știu faptele tale, Domnul știe totul, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă. De ce vorbește Domnul despre ușă deschisă? Filadelfia era numită poarta estului, poarta răsăritului, pentru că aici se întâlneau 3 căi comerciale mari, din Frigia, din Misia și din Lidia. Ei, dacă această Filadelfia, această cetate era numită poarta răsăritului,
Vine Domnul Hristos, Marele Dumnezeu din cer. Toți știau, când auzeau Filadelfia, poarta răsăritului, Filadelfia, poarta răsăritului, toți vin acolo, toți vin spre răsărit în Filadelfia, pentru că asta e poarta, e ușa răsăritului. Și vine Domnul și spune, măi oameni, le spune celor din Filadelfia, ne spune și nouă, nu locația asta geografică e poarta răsăritului, măi. Că luceafărul strălucitor de dimineață sunt eu, Hristos. Și când răsare soarele strălucitor și când răsare luceafărul de dimineață, atunci se deschide ușa și ușa se numește ușa biruinței. Dumnezeu le dă și le vorbește pe limba lor despre ușă și le dă Dumnezeu biruință. Lăudat să fie numele Domnului nostru. Ești slab, ești fără putere. Abia simți că te mai târăști din cauza lipsei tale de putere. Nu uita, stai înaintea lui Dumnezeu, că El îți pune înainte ușa atunci când tu vezi că nu mai ai nicio putere, nicio speranță, nicio nădejde. Atunci vine Domnul și te binecuvintează. Vorbeam zilele trecute cu un tânăr și mi-a spus, măi frate, zice, să vezi cum m-a botezat pe mine Duhul Sfânt. M-am dus la stăruință, am fost puternic, așa, am avut vlagă, m-am rugat, dintr-o dată, fără vlagă, fără putere, abia îngăimam câteva cuvinte. S-a ridicat un păstor bătrân și a zis, știți ceva, fraților? Haideți să, și el zicea, eu așteptam să spună, haideți să încheiem. Că toți erau obosiți. Dar au zis păstorul, avea experiență, frate, era fratele Cherecheș din Turda. Și zice, eu am pe inimă să mai încercăm o dată, să ne mai rugăm o dată. Și zice, m-am gândit în mintea mea, nu știu dacă are rost, spunea fratele, dar am început încă o rugăciune. Și cât eram noi de slabi, de slăbiți, de loviți, de amărâți, când s-a coborât Duhul Sfânt între noi, a început un foc și Domnul a început să boteze cu Duhul Sfânt. De ce? Puterea este a Domnului, nu e a noastră. Și dacă tu ai o problemă, nu uita, puterea e a Domnului, nu e a ta. Tu nu trebuie să te uiți la val cât este de mare, uită-te la cel care poruncește valului să se oprească. Nu te uita la furtună cât e de tare, este unul care poruncește furtunii. Nu te uita chiar la lucruri care nu există. Există unul care poruncește lucrurilor care nu există să ia ființă și ele iau ființă la cuvântul lui, lăudat să fie el. Fraților, aici avem o ușă deschisă și este ușa biruinței. Uitați-vă ce spune aici versetul 10, tot din textul nostru. Vorbește despre un ceas al încercării. Domnul știa că peste biserica din Filadelfia vine un ceas al încercării. Ce crezi că nu știe Dumnezeu ce vine peste Paris, peste Europa, peste România, peste Cluj, peste lumea întreagă? Ba da! Dar ce e important, că El te scoate din necaz, nu ocolești necazul, intri în necaz, El te scoate din necaz. Dacă vei ajunge în ape, Eu sunt cu tine, te scap. Dacă ajungi în foc, ca și cei trei tineri, Eu sunt cu tine, Eu te scap, Eu te izbăvesc, Eu sunt Dumnezeul tău, Eu te sprijinesc, Eu te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic. De ce? Eu îți dau biruință, zice Domnul. Și atunci, frate și soră, ia problema ta și pune-o în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu o va rezolva. Și du-te și tu ca și femeia aceea din vechime și ca și oamenii din vechime, ca și Avram, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Acolo te vei duce și Dumnezeu va purta de grijă de problema ta. Ușa numărul 2 este ușa biruinței. Ușa numărul 3, ușa pocăinței. Uitați-vă, mă abat de la textul cu Filadelfia, dar să știți că a fost valabilă ușa asta și în Filadelfia. Capitolul 3 cu versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Asta e ușa mântuirii. Tu trebuie să te pocăiești, eu te mântuiesc, zice Domnul. Asta e ușa mântuirii. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Asta e ușa mântuirii. De câte lucruri n-au trebuit cei din Filadelfia să se pocăiască, fraților? De câte lucruri? Numai idolatria care exista în Filadelfia, spun scrierile istorice despre lucruri, despre aspectul acesta. Acolo se organizau celebrele bacanale, Bacchus, era zeul vinului și al distracției.
Dionisos, era fie traducere latină, fie greacă, Dionisos sau Bacchus. Și când se organizau bacanalele alea sau dionisiacele acelea, oamenii se duceau și se îmbătau și umblau pe străzi cu viță de vie împletită în jurul capului și umblau beți. Și bineînțeles că oamenii aceștia din biserică erau ispitiți ca să meargă și ei, să cadă și ei într-o cursă. Ba că exista iarăși această pârghie politică. Cezarul de la Roma și-a dat seama că nu are control asupra oamenilor decât dacă pretinde închinarea. Și așa s-a instituit cultul Cezarului. Bineînțeles, erau și înainte de Cezar, de romani, erau cultul acesta la mare cinste în Orient. Ne gândim la împărații Asiriei, a Babiloniei și așa mai departe. Și Cezarul de la Roma a acceptat zeii grecilor, i-a adoptat în panteonul latin, dar pe lângă ei a spus să mai existe un zeu și acela sunt eu. Și toți oamenii din toate cetățile împărăției mele trebuie să vină și să aducă un bob de tămâie în fața statuii împăratului. Și trebuie să fie în dreptul lor scris un certificat. Și pe certificatul ăla să scrie așa: eu, Vasile sau Susana, o adaptez eu pentru noi, că nu erau numele astea în latină, mărturisesc că în ziua cutare, lor acutare, în fața statuii împăratului Tiberiu, am adus o boabă de tămâie și l-am recunoscut ca Domn și Dumnezeu. Semnează martorii. Certificatele astea trebuiau să existe și erau forfote și erau frământări mari în imperiu. Creștinii nu vroiau să facă lucrul ăsta și erau aruncați la lei sau erau puși, cum a fost Nero, erau puși ca să lumineze torțele lui Nero, să lumineze grădinile. Și atunci ce era de făcut aici, în Filadelfia? Pentru că aici, în Filadelfia, se cerea lucrul acesta. Trebuiau să aibă loc aceste procesiuni și să meargă să aducă tămâie în cinstea împăratului. Și Domnul le spune aici: ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu, chiar dacă ai ajuns rău din punct de vedere fizic. Poate ai ajuns să ți se ia averile, poate ai ajuns să fii maltratat. Ori astăzi, dacă te duci și dai o palmă la unul, noi nu facem asta, nu facem. Dar să știți că păstorii bătrâni din trecut, când vedeau că ceva nu-i în regulă, rezolvau cu palma unii dintre ei. Și nu se supărau, frați, că știau că aveau o inimă dulce și puternică în iubire pentru Domnul și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Azi nu mai poți niciun cuvânt să spui, că imediat ai probleme. Dar uitați-vă aici la oamenii ăștia din Filadelfia, oamenii aceștia care au păzit cuvântul meu, zice Domnul, și n-au tăgăduit numele lui. Plus, mai gândiți-vă la încă un lucru și Domnul le zice: vă dau biruință. Uite, versetul 9, îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Și apoi uitați-vă ușa numărul 4. Ușa viziunilor, capitolul 4, versetul 1. Iată că o ușă era deschisă în cer. Și Dumnezeu vorbește acestui om, lui Ioan, și în viziunea lui pe care a avut-o, uitați-vă ce frumos, niște răsplătiri atâta de bune, atâta de mari, atâta de minunate, extraordinare. Uitați-vă ce spune versetul 12. Pe cel ce va birui, deja aici suntem la ușa viziunilor, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Și asta era luată de Dumnezeu, de Hristos, tot din istoria Filadelfiei. Au avut loc niște cutremuri atâta de mari, de masive acolo, în Filadelfia, încât n-au rămas în picioare decât niște stâlpi din temple. Stâlpii au rămas în picioare, restul ruină, ruină, ruină. Și vine aici marele stăpân, Hristos Domnul, eu sunt ușa, ușa mântuirii noastre, ușa salvării noastre. Vine El și spune: știți ceva? Dacă voi răbdați până la sfârșit, nu aici în templele astea din Filadelfia, care dacă vine un cutremur mai mare să nimicesc, nu, în templul meu din ceruri, vă voi face un stâlp, slăvit să fie Domnul.
și nu veți mai ieși afară din el, din templu, niciodată. A doua promisiune, uitați-vă, și asta e deja ușa viziunilor. Voi scrie pe el numele meu, adică Iisus Hristos, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim. Scuzați, numele Dumnezeului meu, nu e Iisus Hristos, e Dumnezeu Tatăl, ăsta e primul. Numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu. Și numele meu cel nou, trei nume, fraților și surori, pe fruntea biruitorilor. Doamne, ajută-ne! Că-ți scrie numele tău într-o carte de identitate aici în Franța. Sau poate ți-o da Dumnezeu biruință și te-ai angajat undeva la un post bun de guvern și scrie numele tău acolo. Poate că dintre copiii dumneavoastră sau chiar dumneavoastră să ajungă cineva să fie profesor universitar, să-i scrie numele pe o ușă, da? Să te duci de acolo și poate aduci în știință ceva inovații și scrie până la urmă numele tău într-o aulă a universității. Sau poate ești, o să dea Domnul, știu eu că istoria e lungă și istoria are surprize, să dea Dumnezeu biruințe la copiii voștri, la nepoții voștri și să poarte numele un oraș, un nou oraș care se formează, numele lui. S-a întâmplat de atâtea ori lucrul acesta. Științiștii de astăzi și oamenii cu capul mare au văzut că nu mai au șanse pe pământ, au început să-și dea numele lor pe Marte, la zone de pe Marte, de pe Jupiter și așa mai departe, pe planete. Dar ce mare lucru să scrie numele tău în cartea lui Dumnezeu, în cartea mielului. Fraților, rămân la gândurile acestea, patru uși spirituale din biserica din Filadelfia, eu zic ca Domnul să dăruiască fiecăruia bucuria ca să treacă prin fiecare ușă, dar în special prin ușa mântuirii care este Iisus Hristos Domnul. Amin.